Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mobilizarea parțială anunțată de Putin pare să fie mult mai mult de atât. Informațiile apărute ulterior se referă, de fapt, la 1 milion de rezerviști ce vor fi recrutați în perioada imediat următoare și nu doar 300.000, cum anunțase ministrul apărării Șoigu. Pe rețelele sociale e deja plin de filmări de la astfel de operațiuni de recrutare în care se văd șiruri întregi de autocare sau avioane mari de transport care sunt umplute cu recruți de toate vârstele, nu doar tineri. Atmosfera nu este nicăieri entuziastă. Majoritatea acestor recruți par să vină, cel puțin deocamdată, din regiunile sărace ale Federației și din republici care sunt etnic neruse. La telefon este generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața, domnule general. Bună dimineața. Toată lumea se întreabă acum dacă Federația Rusă va putea să instruiască și să echipeze acest mare număr de civili înrolați cu forța și la ce vor fi ei folosiți, la ce ar putea fi folosiți. Ce credeți? Pe de o parte avem imaginea unor proteste, adevărat, nu de amploare, anti-război, anti-mobilizare. Avem unele imagini a celor care ar părăsi Federația Rusă. Am avea imaginea, dar nu știm cât este de reală, a unei insubordonări la ordinul de mobilizare parțială. Însă, privind aceste lucruri, trebuie să plecăm de la premisa că ordinul este în aplicare, că cei care sunt chemați la mobilizare au fost deja înștiințați prin lanțurile lor proprii de anunțare, dacă nu toți, majoritatea, au acel ordin de chemare care este la purtător, la cel care urmează să fie mobilizat. Nu cred că lucrul acesta se întâmplă acum peste noapte, ci este o activitate care a fost planificată de către militari de mai mult timp. Este o activitate în desfășurare, efectele ei nu le vom vedea decât în momentul în care vom asista la introducerea primelor grupuri de luptă, a primelor unități pe frontul din Ucraina. Ucraina necesită forțe suplimentare pentru că situația operativă este critică, aș putea spune, pentru ruși la ora actuală, avându-se în vedere succesul contraofensivei ucrainiene. Și nu atât, dar de luat în seamă și el succesul din zona Herson, pe axa sud, mai ales pe malul drept al fluviului Dnipru, dar succesul redutabil pe care le-au avut pe o adâncime de 70-80 de kilometri în zona Harkovului, când cel puțin pe direcția sud Harkov înspre Izium au luat prin surprindere în totalitate rușii care erau trecuți la apărare. Este adevărat, au considerat o direcție mai puțin amenințată, aveau forțe mai puține și nu dintre cele mai antrenate, Garda Națională, care este jandarmeria rusească, sau unități militare constituite din miliții, din cei din republicile secesioniste. Domnule general, întrebarea este dacă armata rusă, folosind acest număr foarte mare de recruți, fie ei neinstruiți, adică un milion de oameni... Nu sunt recruți. Cei care sunt chemați acum sunt dintre cei care și-au satisfăcut stadiul militar, probabil ultimile contingente care au trecut în rezervă, să spunem cei care au trecut în rezervă în ultimii 5-10 ani, o parte dintre ei, în mod sigur, au mai participat și la convocări cu scoatere din producție pentru instruire. Deci spuneți că sunt militari în rezervă, de fapt. Sunt militari în rezervă, exact. Ok. Folosind acest număr mare, armata rusă va putea copleși apărarea ucraineană? Nu putem vorbi de un efect al copleșirii, dar vor crea probleme, mai ales din punct de vedere al succesului contraofensivei și sigur vor obliga forțele ucrainiene să pregătească mult mai bine apărarea pe pozițiile pe care se vor găsi în momentul în care majoritatea unităților mobilizate prin mobilizare parțială vor fi introduse în război, în invazie. Nu știm când, pentru că este un lucru care depinde de perioada de instrucție a celor care sunt mobilizați
și de timpul necesar pentru dotarea și echiparea corespunzătoare a acestora și, sigur, asigurarea operativității tehnicii, pentru că, în cea mai mare măsură, tehnica cu care vor intra în război este tehnica din stocul de mobilizare. Nu este din tehnica care a fost folosită inclusiv pe timpul unor exerciții. Regula este că aceste unități să fie dotate cu echipamente militare, cu tehnică de luptă, care în cea mai mare măsură este în stocul de mobilizare și este nevoie și aici de o perioadă și de instruire cu tehnica respectivă, deși ar fi trebuit să facă pregătirea pe acest tip de tehnică, dar mai ales legat de asigurarea stării de operativitate a tehnicii. Adică, cu alte cuvinte, dacă au stat atât de mult, dacă au stat atât de mult în stocuri și nu au fost tratate corect, e posibil ca o bună parte din aceste stocuri să fie nefuncționale, asta spuneți. Nu știu dacă sunt nefuncționale, pentru că și echipamentele care au fost furnizate de o parte din state pentru Ucraina au fost luate tot din stocuri, chiar tehnică de luptă, care a fost adusă într-un timp scurt în stare de operativitate. O armată care se respectă are o rezervă puternică din punct de vedere al pregătirii rezerviștilor și în același timp are activități periodice de verificare a tehnicii din stocul de mobilizare. Bun. Și dar are planuri de punere în stare de operativitate a acesteia, inclusiv prin intervenția industriei de apărare naționale. Dar credeți, ați urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat pe front și în spatele frontului în ultimele 6-7 luni. Armata rusă a suferit de diverse probleme de logistică în general, foarte mari. Având în vedere aceste deja precedente, credeți că rușii vor reuși să încadreze corect și să folosească corect un număr atât de mare de militari chemați din rezervă? Acum vom vedea modul în care vor folosi aceste unități din rezervă. Ele pot să înlocuiască unitățile operative păstrate în rezerva forțelor Federației Ruse și care sunt formate din profesioniști, pot să intre pe direcții secundare de acțiune sau în adâncimea dispozitivului. Sunt mai multe soluții, vom vedea modul în care rușii și după o experiență de 6-7 luni de război vor asigura intrarea în lupta acestor unități. Probabilitatea însă de a se produce pierderi umane și materiale mai mari a acestor unități este foarte ridicată, pentru că nici rezerviștii nu au pregătire așa cum o au cei care sunt voluntari în unitățile rușilor. Sunt profesioniști și au deja o experiență de 6-7 luni de război. Nu știm dacă vor asigura, și este un semn de întrebare destul de mare, tehnica corespunzătoare, pentru că ofer un exemplu. Una este să se acționeze pe T-72M, deși și în cazul T-72M a tancurilor rusești pierderile au fost foarte mari, și alta este să se intre cu T-62, tip de tank pe care se pare că rușii încă mai au un stocul de mobilizare. Adică tancuri foarte vechi. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, domnule general. Evident, situația este fluidă și vom urmări în continuare ce se întâmplă pe front. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.